Hello, my friends! Bună, prieteni! Ce faceți? Haideți să vorbim despre tema de astăzi pe care am ales-o pentru voi. V-ați întrebat ce este dragostea? Spuneți-mi! Știți ce este dragostea? Dragostea este acel sentiment puternic când te îndrăgostești de o persoană. Dragostea este de mai multe feluri. Dragostea este pentru o anumită persoană. Dragostea este acel sentiment pe care tu, pur și simplu, zburzi de bucurie și de fericire când trăiești cu acea persoană, când acea persoană îți împărtășește acele sentimente cu tine. Dragostea este față și de divinitate, față de Dumnezeu. Da, unii oameni îl iubesc enorm de mult pe Dumnezeu și le place enorm să facă lucrul ăsta. Dragostea este față de animale. Când suntem miloși, avem grijă de ele și le iubim și ele ne iubesc pe noi. Dragostea este un sentiment foarte puternic. Un sentiment enorm de puternic, care nu îl poți descrie în cuvinte atunci când simți ceva pentru cineva. Iar dragostea este acel lucru când tu, ca om, simți iubire în inima ta, simți un lucru frumos și acea persoană simte la fel pentru tine. Dragostea este un lucru de neconceput. Dragostea te face să simți fluturi în stomac, te face să simți anumite chestii pe care nu le simți niciodată în viața ta. Dragostea te face să simți lucruri pe care niciodată nu le-ai fi simțit pentru nicio persoană din lumea asta. Dragostea este un sentiment puternic. Dragostea îți aduce enorm de multe bucurii. Dragostea îți aduce foarte multă fericire. Atunci când o persoană te iubește cu adevărat și tu o iubești cu adevărat, simți că nu vrei pe nimeni de la cineva în viața ta și că nu poți trăi cu nimeni. Dar atunci când persoana respectivă nu-și împărtășește acelea sentimente cu tine, tu te simți dezamăgit și este păcat pentru că suferi. Sau pur și simplu nu te iubește. Păi ce știi despre este dragostea? Dragostea te face să suferi. Dragostea te face să faci lucruri nebunești pentru acea persoană. Dragostea te face ca tu, ca persoană omenească, ca tu, ca om, să nu mai vezi pe nimeni altcineva în fața ta decât pe acel sau pe acea fată sau acel băiat pe care ești îndrăgostit. Dragostea, în mod special, te face să suferi. Și, credeți-mă, este o realitate crudă. O să spuneți că o dau un dramatism, dar nu, este pur și simplu realitatea crudă din ziua de azi. Pentru că în momentul când două persoane se despart, acea dragoste nu mai există. Acea dragoste e când degeaba tu iubești acea persoană dacă acea persoană nu te mai iubește pe tine. Degeaba faci anumite lucruri și anumite compromisuri pentru acea persoană. Credeți-mă, dragostea este și bună, dar dragostea este și rea. Dar dragostea față de Dumnezeu este cea mai bună. Pentru că acea dragoste față de Dumnezeu nu poate decât să-ți aducă doar satisfacție și bucurie. Și să știți că dacă îl iubiți pe Dumnezeu cu adevărat, nimeni nu vă poate răni și nimeni nu vă poate rupe în bucăți inima. Dar în momentul când ajungi ca un om să-ți rupă inima, trebuie să-ți alegi cu grijă cui mai acorzi dragostea ta. Pentru că inimile frânte greu își mai găsesc din nou iubire. Trebuie să ai o tărie de fer, un caracter foarte puternic ca tu, ca om, să poți să treci mai departe peste aceste lucruri, peste această suferință. Dragostea este ceva minunat. Dragostea este o mare suferință în momentul când te desparți de cineva. Ce credeți voi că este dragostea? Lăsați-mi în comentarii. Și dacă vă place vlogul, dați-l mai departe la prietenii voștri, nu uitați de like, share, subscribe, iar până data viitoare vă urez să vă iubească cine vreți voi să vă iubească.